Într-adevăr, încrederea de sine este un limbaj constant de autosugestii care vin prin păreri, opinii, cuvinte despre noi înșine, despre ceea ce nu suntem noi buni. Și ne trivializăm și ne pervertim starea pentru că folosim cuvinte care nu sunt utile, care nu sunt productive, nu sunt de acceptare pentru noi, nu sunt de înțelegere pentru noi, nu sunt de compasiune pentru noi, nu sunt de iubire pentru ceea ce suntem și facem și spunem de multe ori împotriva noastră, că aia nu reușesc, aia nu pot, aia nu-mi iese, nu sunt suficient de antrenat, nu sunt suficient de inteligent și așa mai departe. Toate aceste cuvinte mă îndepărtează pe mine de mine și încrederea în mine scade. Încrederea de sine dispare și m-am gândit să fiu util pentru cine vrea să recapete, să-și reinventeze încrederea de sine. Am făcut un curs complet de 10 videouri cu 30 de practici zilnice pe care le ai de făcut, însoțite de un manual suport de curs pe care îl poți răsfoi. Aceste videouri le poți vedea atât offline cât și online și poți răsfoi oriunde ești tu acest e-book, încât să-ți însușești, să-ți îmbunătățești calitățile pe care tu le-ai de făcut, aceste noi idei practice pentru a mări încrederea de sine și să faci din nefericire, fericire, în orice circunstanță a vieții ești, încât să păstrezi armonia autosugestiilor, să păstrezi armonia cu ceea ce este în jur, să fii clar și direct în privire, cuvinte, situație, gândire și emoție către ceea ce ai de făcut și să poți reuși să ajungi unde vrei tu. Așadar, vei dobândi din această încredere de sine un nou limbaj, te vei reinventa până acolo unde îți va fi mult mai ușor și vei avea sigur succes practicând și verificând aceste idei noi către obiectivul, scopul, țelul tău, oricât de mic sau oricât de mare este în viața ta.